Doi buni prieteni și-au deschis sufletul unul celuilalt și au început să vorbească despre viața lor de familie. Și unul l-a întrebat pe celălalt: auzi, mai la voi în casă, cine are ultimul cuvânt? Cum, cine are ultimul cuvânt? Eu! Întotdeauna spun, am înțeles. Dragii mei, de foarte multe ori, cine are ultimul cuvânt poate să aducă liniștea și pacea. Dar e important să te întrebi într-un cămin cine are ultimul cuvânt. E important să înțelegi și în privința bisericii cine are ultimul cuvânt. Păstorul, comitetul, adunarea generală sau așa mai departe. Dar, dragii mei, extindeți întrebarea și uitați-vă la tot ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Nici unul din noi nu ne-am fi imaginat la începutul lui 2022 cum o să încheiem anul. Și neliniștea care ne cuprinde într-un fel pe fiecare ne obligă să ne întrebăm cine are ultimul cuvânt în istorie. E bine, dragii mei, când ne uităm în Scriptură, în ultima carte a Bibliei, Domnul Iisus scria unor credincioși persecutați. Orizontul și înțelegerea lor putea să fie tulburi. Ioan însuși era exilat pe insula Patmos și erau clipe până când avea să moară. În mijlocul atâtor necazuri și a persecuției, în cartea Apocalipsa, Domnul Iisus se prezintă cu acest nume asupra căruia vreau să medităm. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. În alte cuvinte, eu sunt cel ce am ultimul cuvânt. Și, dragii mei, promisiunea aceasta e ultima promisiune. E, dacă vreți, promisiunea de temelie pe care se zidesc toate celelalte promisiuni. Pentru că dacă Dumnezeu nu are ultimul cuvânt, atunci multe din promisiunile Lui ai putea să stai să te întrebi, oare se întâmplă sau nu se întâmplă? Dar dacă Dumnezeu are ultimul cuvânt, atunci vă rog să nu uitați. Tot ceea ce El a spus, El va împlini. Și tot ceea ce a început El să facă, va ajunge să și desăvârșească. În seara aceasta o să ne uităm la trei versete în care numele acesta a Domnului Iisus apare în Scriptură. De aceea vă rog, mai întâi deschideți în cartea Apocalipsa, în capitolul 1, versetul 8. O să parcurgem trei astfel de versete și cu asta vă las. Apocalipsa 1 cu 8. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Amin. Oamenii când aud despre Alfa și Omega, fiecare tinde să caute să înțeleagă expresia aceasta pornind de la lucrurile pe care el le știe. De exemplu, astăzi se vorbește foarte mult despre personalități tip Alfa. Alții lingviști ar putea să spună, păi e echivalentul lui de la A la Z. Și e ceva adevăr în asta. Când însă lăsăm numele acesta în contextul Scripturii și mai ales în contextul din Apocalipsa, sunt câteva lucruri pe care vreau să le punem în evidență. Domnul Iisus mai întâi este Alfa și Omega revelației. Și vreau să înțelegem că atunci când El se prezintă ca și Alfa și Omega, își asumă prerogativele de Dumnezeu. Nu este niciun dubiu și sunt texte în privința aceasta care subliniază faptul că
Domnul Iisus și-a asumat această dumnezeire. Când El spune, eu sunt Alfa și Omega, eu sunt începutul și sfârșitul, practic pune asupra Lui sau reflectorul spre El și sublinează natura Lui de Dumnezeu. El este Alfa și Omega în ceea ce privește revelația, pentru că El a venit să ni-l descopere pe Tatăl și să ni-l prezinte într-un mod în care noi să-l putem înțelege. Evrei capitolul 1 spune, după ce Dumnezeu ne-a vorbit în vechime, în multe feluri, în multe chipuri, la sfârșitul acestor vremuri, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Și în Iisus Hristos avem ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. E Dumnezeu descoperit într-un mod care, în care să-L poți înțelege. Și, dragii mei, dincolo de Iisus Hristos, Dumnezeu nu mai are nimic de spus. Știu că sunt oameni care așteaptă descoperiri speciale, cuvinte speciale și tânjesc după ele și de foarte multe ori riscă să le prețuiască pe alea mai mult decât cuvântul întrupat la noi în persoana Domnului Iisus Hristos. Cineva spunea, pot să-mi doresc să cunosc mai mult din El, dar nu mă mai interesează să cunosc ceva dincolo de El. Și, dragii mei, nu vom epuiza niciodată cunoașterea lui Iisus Hristos. Dar nu există niciodată ceva mai mult decât Iisus Hristos. În al doilea rând, El este Alfa și Omega revelației atunci când ne uităm la Scripturi. Când te uiți la Scripturi în întregime, înțelegi că Iisus Hristos e Alfa și Omega, e firul roșu al întregii Scripturii. Cuvântul ne spune în Apocalipsa, capitolul 19, versetul 10, și o să vă citesc eu adevărul acesta, spune așa, căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Practic, când Duhul lui Dumnezeu a inspirat pe scriitorii Scripturii să scrie, fie că vorbim de cărțile istorice sau cărțile profetice, Duhul prorociei sau Duhul care era în proroci era Duhul lui Iisus. Și era normal ca sub o formă sau alta Iisus Hristos să fie prezent în fiecare carte a Bibliei. Și de-a lungul seriilor și a serviciilor în biserică am subliniat acest aspect, felul în care îl poți găsi pe El în fiecare carte a Bibliei. El este portretul care strânge la oaltă toate celelalte piese din puzzle. De asta El însuși spunea, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. El este ultimul cuvânt al lui Dumnezeu în ce privește revelația Scripturilor. Și cel mai sigur mod de a nu te încurca în Scriptură este să înțelegi felul în care toate se țin în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos. Da, sunt multe detalii pe care astăzi nu le putem armoniza sau nu știm să le armonizăm, dar dacă ne uităm felul în care în mod progresiv Scripturile ni-l prezintă pe El, suntem cei mai câștigați. Și mai este un gând aici. El este Alfa și Omega în exact cartea Apocalipsa. Ascultați ce spune versetul 1 din capitolul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut cunoscut trimițând pe îngerul său la robul său Ioan. Apocalipsa sau cartea revelației e cartea descoperirii de sine a Domnului Iisus. Rog să vă puneți în postura celor care persecutați, suferind, în pragul
de a fi martirizați, au primit scrisoarea, cartea aceasta scrisă de Ioan și au avut o imensă bucurie. Dumnezeu are ultimul cuvânt în întreaga revelație. Pentru că, dragii mei, nu există un alt Dumnezeu. Nu există alt proroc care să spună dinainte tot ceea ce are să se întâmple. Ascultătorii, cititorii lui Ioan puteau să citească cartea aceasta uitându-se la ceea ce urma să se întâmple. Ca să întăresc afirmația, o să vă dau un alt verset din Isaia, capitolul 44, versetul 6, înainte, spune așa: așa vorbește Domnul, împăratul lui Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca mine să spună și să-mi dovedească? De când am făcut pe oameni din vremurile străvechi să vestească viitorul și ce are să se întâmple, nu vă temeți și nu tremurați, căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus eu de mult lucrul acesta. Și textul continuă. Cu alte cuvinte, când spui el este Alfa și Omega revelației, e limpede că ceea ce el a spus este în măsură să facă. Slavă lui pentru asta. Amin? În al doilea rând, vă rog să întoarce Scriptura în cartea Apocalipsa, capitolul 21, și am să citesc la versetul 5. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi dea să bea fără plată din izvorul apei vieții. S-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega. Al doilea adevăr pe care vreau să-l înțelegem este: Domnul Iisus este Alfa și Omega răscumpărării noastre. Prima dată când am auzit termenul s-a isprăvit, e în contextul răstignirii sale. Ioan este cel care relatează și surprinde acest cuvânt, această zicere a Domnului Iisus. Și noi înțelegem că atunci când a spus s-a isprăvit, nu vorbea despre momentul în care avea să-și dea Duhul, ci avea să fie cuvintele care dovedeau că mântuirea noastră a fost plătită. S-a isprăvit este un termen cu extraordinare implicații. E, dacă vreți, un termen în care cineva a bătut palma, a plătit un preț, a încheiat o tranzacție și cuvântul lor a fost: s-a isprăvit. În moartea și învierea Domnului Iisus, mântuirea noastră, răscumpărarea noastră s-a înfăptuit. Și o să spuneți: bun, dar dacă s-a isprăvit atunci, de ce mai era nevoie de cuvântul în capitolul 21 din Apocalipsa? S-a isprăvit. Ce? A doua oară? Nu, e aceeași răscumpărare, doar că în Apocalipsa avem răscumpărarea dusă până la capăt. Și, dragii mei, îngăduiți-mi să punctez doar: el este Alfa și Omega în ce privește răscumpărarea noastră. Mântuirea noastră, dragii mei, n-a început în momentul când eu am ridicat mâna sau când am spus da, cred, sau când am fost botezat. Mântuirea noastră, răscumpărarea noastră a început înainte de veșnicie, atunci când Dumnezeu, în dragostea lui extraordinară, ne-a ales. Ne-a ales pentru mântuire și pentru că ne-a ales, ne-a dus mai departe și am ajuns să credem și să auzim Evanghelia, să o credem, și răscumpărarea aceasta este reală pentru că
El a început-o și El o va sfârși. Scriptura ne spune în Filipeni, capitolul 1, versetul 6, cel ce a început în voi această bună lucrare o va isprăvi. În Evrei, capitolul 7, cuvântul spune, de aceea și poate să mântuiască în mod desăvârșit. Nu, asta nu exclude efortul nostru, să spui, frate, dar ai uitat de textul care spune, duceți până la capăt mântuirea voastră. Cum? Cu frică și cu cutremur. Și mă bucur că mi-ați adus aminte de versetul acesta, pentru că de regulă oamenii se opresc aici. Deschideți cu mine în Filipeni, capitolul 2, și o să vedeți felul în care Scriptura le echilibrează pe toate. Filipeni, capitolul 2, versetul 12. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Și dacă ne-am oprit aici, a spus, bun, El m-a răscumpărat, dar de acum e treaba mea, ce fac? Eu trebuie să o duc până la capăt și dacă nu pot duce până la capăt, mă împotmolesc pe traseu. Ascultați ce spune versetul următor. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui, ce? Și voința și înfăptuirea. Dragii mei, El este alfa și omega răscumpărării mele. Și când voi ajunge la linia de finish, nu o să spun, Doamne, s-o merita să mă mântuiești. Ai văzut cum am putut să duc mântuirea? O să spun, Doamne, harul Tău e așa de mare, Tu ești alfa și omega mântuirii mele, a răscumpărării mele. Dar este încă un element aici. Când Scriptura ne spune, El este alfa și omega, s-a isprăvit, nu trebuie să avem în vedere doar răscumpărarea noastră, ci e important să ne uităm la întreg planul lui Dumnezeu. Cineva spunea, nu la întâmplare Geneza și Apocalipsa, e prima carte și ultima carte, ca și coperțile unei cărți. Pentru că dacă ar trebui să învățăm o lecție simplă, ar trebui să înțelegem că Apocalipsa și Geneza trebuie citite în oglindă. În Geneza, Dumnezeu a creat cerul și pământul. În Apocalipsa, Dumnezeu creează un cer nou și pământ nou. În Geneza, Dumnezeu aduce o mireasă pentru Adam. În Apocalipsa, mielul primește mireasa, care e biserica lui Hristos. În Geneza, șarpele începe să activeze. În Apocalipsa, diavolul e aruncat în iazul de foc. În Geneza se zidește primul Babilon. În Apocalipsa, Babilonul este definitiv distrus ca și sistem. Și am putea să continuăm pe mai multe paliere și am înțelege că Domnul Iisus este alfa și omega răscumpărării. Ceea ce El a început, El duce la bun sfârșit. Dragii mei, ăsta este planul lui Dumnezeu, care întotdeauna ceea ce El începe, El sfârșește. Rapid însă vreau să mă duc la al treilea adevăr. Uitați-vă în Apocalipsa, capitolul 22, versetele 12 și 13 înainte. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară,
sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Domnul Iisus este Alfa și Omega în revelație, Domnul Iisus este Alfa și Omega în răscumpărare și în al treilea rând, Domnul Iisus este Alfa și Omega în răsplătire. Ori de câte ori imaginea aceasta sau numele acesta Alfa și Omega apare, e în contextul revenirii Domnului Iisus, în contextul răsplătirii. Iată, eu vin cu rând și răsplata mea este cu mine. Dragii mei, adevărul că El este Omega poate să fie o mângâiere extraordinară pentru noi, dar poate să fie și o mare pricină de spaimă pentru ceilalți. Și o să încerc să vă arăt de ce pentru noi e mângâiere și pentru alții este o pricină de spaimă. Pentru că dacă El are ultimul cuvânt, atunci e important să îl iau pe cuvânt și să știu că El mă va răsplăti la final. Și Scriptura vorbește despre oameni care își spală hainele, cu alte cuvinte, sunt oameni care își înțeleg vinovăția și îl primesc pe El. Scriptura vorbește despre oameni care însetează după El și tot Scriptura vorbește despre oameni care biruiesc. Și asta înseamnă că cei care înțeleg și îl iau pe Domnul Iisus pe cuvânt sunt oameni care își înțeleg vinovăția, se dau de partea Domnului și spală viața în sângele Domnului Iisus Hristos. Dar imediat după aceea, Scriptura ne arată că noi trebuie să fim oameni care să însetăm după El. Și vă rog să ascultați ceea ce spune Scriptura. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino și celui ce îi iese, citiți dumneavoastră, sete, să vină cine vrea să ia apa vieții fără plată. Dragii mei, da, e important să ne spălăm viața în sângele Domnului Iisus Hristos. Dar în același timp, până când revine El, în lăuntru meu trebuie să-mi fie mereu sete după El. Nu există una fără cealaltă. Vedeți, nu e suficient să spui, mi-am spălat și eu viața în sângele Domnului Iisus Hristos, de acum stau cu mâna în sân, aștept să revină El. Răsplata pe care El o aduce e răsplata pentru cineva care însetează după El și după neprihănirea Lui. Și ori de câte ori există o frământare în lăuntru între setea după Dumnezeu sau setea după lucrurile acestei lumi, în bătălia aceasta, ferice de celui ce va birui. Dragii mei, suntem în această lume în care mereu și mereu firea noastră însetează după lucrurile cărnii. Și firea din lăuntru și omul din lăuntru însetează după Dumnezeu. Și cel care biruiește și setea după Dumnezeu devine mai puternică decât setea după oricare alt lucru al acestei lumi. E cel care se va bucura când va ști că El este Alfa și Omega. Și când aduce El răsplătirea, vă rog să ascultați ce spune versetul 6 din capitolul 21. Apoi a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Aici, când l-ai întâlnit pe Hristos, ai gustat din acest izvor. Isaia spune, vei scoate apă cu bucurie din izvoarele
mântuirii. Și toată viața ta guști, guști și spui, wow, vreau mai mult. Și răsplata din ceruri este să descoperi că izvorul din care ai început să te adăpi e fără margini și e menit să-ți împlinească viața. Asta e răsplata. Pe de altă parte, cuvântul spune, afară sunt. Și înțelegem că e mare diferență. Dragii mei, dacă El este Alfa și Omega, atunci și cei care îl contestă și cei care au senzația că la mormânt s-a terminat tot, Dumnezeu le spune, atenție, eu am ultimul cuvânt. Cuvântul ne spune în Apocalipsa că vor fi oameni în ziua mâniei mielului care vor merge la munți, la stânci, la gropi și vor spune, cădeți peste noi, căci a venit mânia mielului, pentru că El are ultimul cuvânt. Dragii mei, astăzi oamenii pot să-L conteste și sunt oameni care mor în păcatele lor și spune, sapa și lopata, aici e tot. Eu sunt Alfa și Omega, spune Domnul, eu am ultimul cuvânt. Și dacă eu am ultimul cuvânt, mai devreme sau mai târziu o să te întâlnești cu mine. Și o să te întreb simplu, ce ai făcut? De ce m-ai ignorat? De ce m-ai întors spatele? Oamenii se uită la realitatea iadului și spun, oh, Dumnezeu dragoste se trimite pe cineva în focul cel veșnic, nu, o să fie un soi de pedeapsă, dar până la urmă Dumnezeu se îndură de toți. Nu, dacă El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, El are ultimul cuvânt și în răsplătirea noastră și în răzbunarea Lui. De aceea am spus că adevărul acesta poate să mângâie, dar în același timp să mustre. În ultima zi a anului, în ultimul meu mesaj, îngăduie să-ți spun următorul lucru. Dacă El este Alfa și Omega Revelației, de ce nu-L crezi? El este martorul credincios. De ce îți pleci urechea și crezi fel de fel de alte mărturii? Și astăzi oamenii sunt atât de deschiși la tot felul de idei. El e Alfa și Omega Revelației. În al doilea rând, El e Alfa și Omega în răscumpărare. Puneți viața în mâna Lui. Lasă să înceapă în tine o bună lucrare. Și nu te teme, El o va duce la bun sfârșit. Și la urmă de tot, El e Alfa și Omega răsplătirii noastre. Amin. Amin.